La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie, întâlnirea cu numărul 777, iată, îmi permite mie, Armada Filipine, să rămân alături de dumneavoastră, pentru că v-am zis, dacă, în fine, era așa final, ziceam noi de pandemie, nu e. Așa că e mai bine să stăm din când în când aproape de poezie mai mult. Și acum mai avem un motiv pentru care iarăși e bine să fim aproape și să ne strângem chiar și mâinile în jurul poeziei, pentru că poezia ne face un pic să ne vină inima la loc. La fel se întâmplă și când ascultăm muzică, evident, bună, și am selectat pentru coloana noastră sonoră care ne învăluie așa într-o subtilitate frumoasă, Mozart, un concert pentru clarinet. Așa cum știți, am selectat versuri semnate de trei autori. De această dată sunt Cassandra Ioan, Radu Zăgrean și Giuseppe Bonaviri, un italian care, să știți că nu este poet, este medic, dar scrie poezie și e foarte interesantă. Deci să ne întoarcem la ordinea pe care am stabilit-o. Cassandra Ioan, o autoare pe care am regăsit-o cu bucurie în revista Discobolul de la Alba Iulia, și dacă am să vă citesc doar o poezie foarte, foarte scurtă, am să vă invit să căutați revista cu numărul 232-234 din 2017. Este pe site-ul revistei Discobolul, are grijă toată echipa, inclusiv domnul Aurel Pantea, redactorul șef, să fie toate revistele acolo pe site. Deci Cassandra Ioan, care este și traducătoare și foarte bine face, cu un poem foarte scurt intitulat Fiindcă. Fiindcă ce e nevoia decât un pește cu aripi? Doar pentru nevoile lor oamenii devin cârtițe. Iată, iată ce frumos poem și câtă, câtă greutate se ascunde, câtă subtilitate și câteva idei foarte, foarte bune în acest foarte scurt poem. Vedeți, nu degeaba se spune, esențele tari se țin în sticluțe mici. Dar zău că îmi pare rău pentru cârtițe, că ele se pare că sunt totuși mult mai utile decât noi câteodată, noi aceia care facem război, știți la ce mă refer. Dar, în fine, câteodată ne dorim, chiar ne dorim să fim, cum spune poeta noastră Cassandra Ioan, pești cu aripi, da, se pare că nu suntem, asta e, avem de învățat. Întotdeauna avem de învățat, după cum vedeți, degeaba zicem noi că învățăm, pentru că istoria se repetă și se repetă la fel de urât și iată foarte aproape de noi cu acest război ucrainian. Dar, în fine, să trecem la un alt registru poetic în care nu e vorba de război, cu ajutorul unui poet care scrie și teatru, Radu Zăgrean. Am regăsit poeme de ale sale în revista Monitorul de Poezie, numărul 24 din 2020, și mi-a plăcut acest poem al autorului nostru, născut în 1955 în județul Bistrița Năsăud și care, v-am zis, scrie și teatru. Deci, Radu Zăgrean. Pune tu, toamna, pe nuci în pridvor și leagă gutui în loc de lampă. Acum, când stafii de ceață iscodesc urmele lumii și călugări bătrâni duc pe umări rugăciunile ploilor, stins, stors, acest zvon de tristețe în inima mustului. Ce frumos, și zău că am uitat cu totul de toate necazurile, mai ales când mă uit la acești, parcă îi văd, călugări bătrâni care duc pe umeri rugăciunile ploilor. Doamne, ce splendoare! Radu Zăgrean, dragi prieteni, așa că încă un autor pe care merită să-l căutăm, să-l citim.
Și triada noastră, știți cum e, la momentul de poezie, așa am început, așa vreau să continui. Un autor italian, v-am zis, este medic cardiolog, născut în iulie 1924, așa am scris eu aici, este și prozator, Giuseppe Bonaviri, pe care l-am găsit tradus de Geo Vasile în revista România Literară numărul 21 din 2003, cu un poem foarte interesant, în care am să fac mici modificări, pentru că nu mi-a plăcut mie cum sună, dar în fine, respectăm ideatica italianului nostru și chiar dacă, să zicem, nu e perfect așa cum e în revistă, o să înțeleagă dacă o să audă, pentru că și eu știu italiană și mai îmi place și poezia, așa că poemul Peisaj al domnului medic italian Giuseppe Bonaviri. Ploaie mare peste câmpuri, autobuzul în întunericul cerului înainta, cu palizi călători. Un fulger îi brăzdă și se aprinse toată volbura neagră a norilor. Se lumină roșu, apoi se stinse imediat. Pe versantul unui deal, unde nu creștea iarbă, nu erau pietre, ci doar un măslin tare mic ce se neca în nori. Iată, un peisaj aparent și el într-o formulă de poezie simplă, descriptivă, dar dacă stăm și ne gândim, nu-i deloc așa, pentru că autorul nostru subliniază de două ori negrul, da? Odată cu autobuzul în întunericul cerului, a doua oară cu fulgerul care se aprinde în neagra volbură a norilor și, nu în ultimul rând, de fapt, și cu această tristețe a unui amărât de deal care nu are nici iarbă și nici măcar pietre. Deci, o poezie care cumva seamănă așa cu ceea ce trăim noi acum și ne vine să ne dăm palme, pentru că nu putem să schimbăm nimic din nefericire, așa cum nici ploaia asta mare din poezia italianului nostru nu pare să aducă vreo bucurie nici pe deal, nici palizilor călători din autobuz și nici măcar măslinului mic care era acoperit de nori și se neca încercând să respire, bănuiesc, așa sună, da, sună frumos poezia, dragii mei, sper că v-am făcut și pe dumneavoastră să uitați un pic și de pandemie și de război și să vă gândiți apoi că trebuie să facem mai mult pentru cei care au nevoie de noi, pentru cei care suferă, chiar și să le citim o poezie dacă ne înțelegem cu refugiații și descoperim o limbă comună, chiar și o poezie poate să fie bună în aceste momente. Oricum, mai mult decât poezia, vor fi mai bine primite darurile mai palpabile, dar și poezia e foarte palpabilă și face bine, cel puțin nouă care o iubim. Așa că vom continua întâlnirile noastre, stați aproape că urmează și alte momente, toate bune!